Cea de-a doua probă a examenului de bacalaureat, cea de evaluare a competențelor digitale, la care au fost înscriși peste 3.011 candidați, s-a finalizat astăzi. Până la ora prânzului, în urma rezultatelor centralizate, statistica arată că aproape 1.500 dintre ei au obținut calificativele avansat și experimentat. După părerea mea, este un rezultat bun, având în vedere complexitatea acestei probe și exigența cu care acestea sunt evaluate, dar nu ne miră rezultatul, pentru că, după cum știți, generațiile acestea sunt unele care utilizează frecvent calculatorul și sunt foarte digitali. Au existat însă și elevi care nu au reușit cel mai bun nivel, 716 dintre ei obținând calificativul mediu și 215 tineri calificativul începător. De la examen au absentat 31 de absolvenți. Din cei care au participat la această probă, 681 și-au echivalat testarea cu certificatul ECDL, document care atestă faptul că posesorul are cunoștințe și abilități dezvoltate în domeniul tehnologiei informatice. Examenul de bacalaureat va continua cu proba competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, testare programată în perioada 22-26 iunie. Probele scrise vor începe cu limba și literatura română pe 29 iunie și vor continua pe 1 iulie cu proba obligatorie a profilului.